Nicolae Naecheoru, Hitler, Balauru sau Gică Cioc erau cele mai temute nume în România de după cel de-al doilea război mondial. Aceștia au fost primii interlopi ai țării, șefi de clanuri agresive, care ucideau cu sânge rece și terorizau orașe întregi. Primii interlopi ai României au apărut după al doilea război mondial, iar cuibul cel mai rău famat din întreaga țară a fost celebrul cartier Ferentari. Aici au activat cele mai sângeroase clanuri de bandiți, care obișnuiau să omoare cu sânge rece și chiar să-și tranșeze victimele, precum animalele la abator. Ani în șir, personaje precum Gică Cioc, zis Balaurul, Sandu Moise, zis Hitler, sau Nicolae Purcică, zis Naecheorul, au terorizat populația și au dat de furcă oamenilor legii. În urmă cu 6 decenii, cel mai rău famat cartier al capitalei era cartierul Ferentari. Aici era cuibul ucigașilor și al clanurilor care trăiau în afara legii. Cel mai cunoscut criminal din Ferentari a fost Nicolae Purcică, zis Naecheorul, un nume care strânea groază în anii de după cel de-al doilea război mondial. După ce săvârșise mai multe crime înfiorătoare în Ferentari și terorizase Bucureștiul cu jafuri și tâlhării, Naecheorul ajunsese în 1947 un nume cunoscut în întreaga țară și era dat în urmărire generală. Deși figura era cunoscută oamenilor legii, ani de zile nimeni nu a reușit să intre în cuibul criminalului. Pentru că Ferentariul nu mai era un loc sigur, Naecheorul și-a mutat cartierul la Oradea și a adus teroarea în Transilvania. Banda lui Naecheorul a recurs aici la 10 de atacuri armate, lăsând în urmă 10 de cadavre ale unor oameni nevinovați. Naecheorul nu se limita doar la a-și tâlhări victimele și a le lua banii, ucidea de plăcere și se spunea că obișnuia să-și tranșeze victimele cu cuțitul precum animalele la abator. Celebrul comisar Eugen Alimănescu a plecat la Oradea pentru a da de urma criminalului. Investigațiile polițistului au scos la iveală un tipar al crimelor. Cele mai multe victime erau călători cu trenul spre Oradea în scop de afaceri. Alimănescu a pus la cale un flagrant, chiar în tren, și așa a dat de urma lui Naecheorul. Nu l-a ucis pe loc și l-a urmărit până în momentul în care criminalul intenționa să facă o nouă victimă. Interlopul nu a mai apucat să-și ducă la bun sfârșit fapta, fiind pus la pământ de o rafală de gloanțe venită din partea oamenilor comisarului. În vara anului 1945, capitala a fost lovită de un val de crime înfiorătoare. Majoritatea victimelor erau bărbați tineri, iar atrocitățile se petreceau noaptea. Numai puțin de 15 bărbați împușcați au fost găsiți în vara anului 1945 pe străzile din București. Cazul a revenit aceluiași comisar Alimănescu, spaima bandiților și tâlharilor din București. Prima ipoteză a fost că asasinii ar fi sovietici, după originea gloanțelor descoperite la locul faptelor. Pentru că majoritatea victimelor erau bandiți recidiviști, Alimănescu a ajuns la concluzia că la mijloc era o răfuială între clanurile de bandiți din Ferentari. Așa a ajuns la bandele lui Gică Cioc, zis Balaurul, și Sandu Moise, zis Hitler. Cele două grupuri mafiote erau rivale și își disputau cartierele din București. Conflictul dintre cei doi interlopi care își disputau supremația a mers atât de departe, încât Hitler i-a furat iubita lui Gică Cioc. Înfuriat la culme, banditul din urmă a început să asasineze toți colaboratorii lui Hitler și era decis să-și ucidă adversarul și fosta iubită, care între timp devenise amanta dușmanului. Văzând că Cioc îi asasina partenerii, Hitler a trecut și el la atac și a început să ucidă membrii ai clanului advers. Așa a ajuns Bucureștiul să fie plin de cadavre de bandiți. Alimănescu a dat de urma celor doi capi chiar în noaptea de revelion din acel an. Știa că Hitler petrecea alături de amantă într-un local din București. Și-a luat oamenii și a organizat o descindere chiar în noaptea dintre ani. Până să ajungă însă Alimănescu la Hitler, acestuia a venit de hack chiar Gică Cioc, cel care alesese și el noaptea de revelion pentru a-și ataca dușmanul.
în vreme ce comisarul se pregătea de atac la ușa localului, cei doi interlopi și găștile lor se măcelăreau înăuntru. Atât Gigacioc, cât și Hitler au murit în noaptea de revelion. Măcelărită la locul crimei a fost și femeia disputată de cei doi tâlhari.